Am aici o foaie cu niște glume și o să le citesc de pe foaie. Bine, aplauze și succes! Bună seara, București! Vă rog frumos, un rând de aplauze furtunos, pentru că pe această scenă sunt eu. Excelent! Excelent! Trebuie să știi să începi. Aceasta a fost prima glumă. Domnul Cătălin, vă rog să o notați. Această floare este... sunt trei. Pentru psihologa mea, doamna Delia. Sunt trei? Această floare, ce surpriză, sunt trei? De fapt, e o altă glumă, e ajunul zilei de naștere și mulți ani. Mulțumesc frumos! Da. Salut! Salut! Era emoționată. Doamnă, un buchet de flori. Ce-a făcut de pe trecută? Foarte încântat. Știu, dar poți să fii încântat și de acolo? Și în același timp și foarte emoționat. Mă sperii, frate, îmi dai o stare de nervozitate. V-ați speriat când a venit în fața mea și jurei, v-ați speriat. Mă, vă duc de acolo. Eu nu mă speriam, mă. Du-te, bă, de aici, că mă... S-a aricit tot. Eu nu... S-a aricit el, dar eu nu m-am aricit. Hai, frate, să începem, că... Gata, începem. Tu nu te-ai speriat, la acest număr am fost mega... curios. Am o mică întrebare, sper să nu se destabilizeze. Numărul se petrece aici sau pe scenă? Pe scenă. Și de ce suntem aici? Păi, două fraze trebuie să le spun două... apoi mă întorc. Scenariu, nu? Da. Beton. Hai, spune-le. Deapăr. Deci, sunt foarte încântat și în același timp și foarte emoționat să fiu în fața voastră. E o cameră. Sincer... Îți dublu sau poate chiar triplu, mult mai emoționat decât prima dată, fiindcă acel moment l-am pregătit 4 ani de zile. Acum, am venit cu niște glume, le-am și scris pe foaie, mă duc să le citesc. Așa, frate. Da. Nu e o stare fizică. De ce? E emoționat și transmite... Nu e deloc emoționat. Joacă emoție. E foarte bun, credeți-mă. E ceva acolo un pic sărit. Dar nu-mi dau seama cât e sărit, cât e foarte emoționat când vine, nu... Este de necomentat acest concurent, aproape de necomentat. Prima glumă este... Pe foaie. Mâine vine lupul. Glumesc, de fapt, e a doua glumă, domnul Cătălin, rog. Notăm. Da. Să-i un pupitru pentru o foaie invizibilă spune multe. Serios? Multe, pe bune, adică... Are o șmecherie, un rafinament el, așa, în umor. Noi am văzut pe camera de sus că nu era nici o foaie, dar sunt sigur că jurații au crezut că acolo e o foaie. Ei se uita acolo, părea că citește. Da, părea că citește. Deci, de pe... păcăleală peste păcăleală, deci nu e așa nebun cum vrea să pară treaba. După cum cunoaștem cu toții din această sală, și nu numai, că eu sunt o personalitate extrem de puternică, extrem de profundă, și cu extrem de multe abilități și stăteam așa pe tubi, zic, de unde să mă inspir să fac glume? Și am decis să mă inspir din vise, am zis că e mai simplu așa. Ultima dată te-ai inspirat în realitate. Da. Acum m-a fi și mai interesat. Și când mă trezesc, scriu ceea ce am visat și am și visat chiar, am și scris și am să și citesc, da? Da. Dar vreau să vă atenționez că sunt niște glume așa cu o înclinație mai erotică, da? De nu cu aia, da, sigur. Am revenit la Ai Umor. Înainte de pauză, Valeriu a revenit și el. A urcat pe scenă și după o mică introducere i-a privit fix pe jurați și a anunțat că e gata să înceapă. Nu înainte de a-i avertiza că glumele lui sunt de inspirație erotică. Sunt niște glume așa cu o înclinație mai erotică, da? De nu cu aia, da, sigur. Mamă, ce e acolo? Tot ce-am notat eu la el. Dacă vă rog, prego. Hai ca să... A visat pe pendea, i s-a umplut memoria. Atenție, stimați telespectatori, ca să terminăm cât mai rapid cu această... L-a visat pe bendeac, i s-a umplut memoria. Mi se pare normal. Totuși am o personalitate extrem de complexă și vorba aia. Sunt un mare artist. Fiind un mare artist, se umple memoria. O visez pe Matache, e aici într-un colț. Lăsă-mi asta, bă. A doua noapte am visat-o pe Delia. Era foarte frumoasă. Era dulce, era vie. Și Mihai Bendeac făcea vin din ea. Vin? O distilai pe Delia? Nu, mă, ea era vie și gen eu făceam vin din ea.
Da, adică distilai. Pie, struguri. Notează. Asta a fost gluma 4, nu? Doamne, prima dată în istoria show-ului că m-am prins eu de o glumă. Bine, mă, bravo. Nu trebuia să fac asta, nu? Am simțit eu momentul. N-am mai visat de atunci nimic, așa că am decis să mă inspir de muzică. Am început să ascult muzică de-a lui Chelu și mergând așa cu niște căști în urechi, deodată m-a urcat într-un copac. Râdem, glumim, dar nimeni nu râde. Nici nimeni nu glumește. Asta mi se pare jur. Asta cu copacul n-am înțeles, ai poate să slujești. Poate o referire la Aurelian Andreescu. Copacul demn se înalță în grădina mea. Auzi muzica lui Chelu și te urci în copacul lui Aurelian Andreescu. He? Nu face sens. Acolo în copac prindeam Wi-Fi-ul foarte bine și zic, dă să ascult muzică de Adele. Și mi s-a stocat o întrebare în minte. Zic, ce are ea și nu am eu? Extraordinar. Wi-Fi. Și la sfârșitul piesei am și înțeles, este vorba de o pisică. Delia nu are pisică, notăm, frate. Ce pisică? Exact, Aston. Ce, are legătură cu ceva? Nu. Asta n-am înțeles-o. Trebuie să asculti piesa până la final și o să înțelegi. Că este pisică? O ancoră psihologică, la urmă. E ancoră psihologică, bă. Ți-a mai zis, bă, cineva că ai ancore psihologice? Bă, în această lume în care vin tot felul de trepări și fac cam bani, am valoare, bă, aici vorbim despre o artistă care are ancore psihologice, bă. Bă, când ai avut ultima dată o ancoră psihologică? Dar și scris și niște glume inspirate de acest exercițiu. Prima glumă este... Bunăciuni mergeau... Ce, mă? 13 câini. M-am înțeles eu, 13 câini bunăciuni. Mintea, păi a fost o ancoră psihologică de weekend, tot la ce mă trebuie. 13 câini mergeau pe un drum. Unul dintre ei a început să alerge. S-a împiedicat de o creangă și a căzut pe burtă. Dar cred că e prea lungă asta pentru voi. Vă dau acuși una mai scurtă. 5 delfini s-au întâlnit cu un pește sub apă și ultima glumă este un crocodil s-a căsătorit. Ce-mi place cel mai mult la acest exercițiu este că am permanent capul cu mine și permanent pot să-l folosesc. De exemplu, acum rotez spre dreapta, spre stânga și vă dau glumă fresh, nouă alcătuită pe loc. Așa, rotim bine. Trebuie așa. Băiatu, da tu, hai tu și sace cu ciment și vină cu ora în mese, ok? Da, am și scris și niște glume inspirate de acest exercițiu. Prima glumă este 13 câini, mergeau pe un drum. Unul a început să alerge. Unul dintre ei a început să alerge. Nu, dacă sincer, sunt foarte atras și de mic am fost foarte atras de... Naționala României de fotbal. Odată nu, vocea așa nu merge la mine. Ce? Bravo! Ua! Cred că de aici ușor, ușor ai început să intri pe firul lui, pe angurile lui psihologice, că nu se mai înțelege nimic. Joacă un rol, mă. Zici? Ascultă-mă ce zic. Zici? Joacă un rol, Valeriu. Așa, continuă. Cum spuneam, am început să mă inspir din diferite surse. Am ajuns la sursa YouTube, cel mai sincer român, ceva de genul. Era întrebat de către reporter cum treci mai ușor peste o despărțire. Și el a zis, fac. Ce? What? What's going on? I don't know. Nobody knows. Da, și am și scris o piesă inspirată de acel băiat. Extraordinar! Da, da, da. Mamă, ce mișto se cântă! Dacă n-avem umor, măcar poate avem un cântecel. Poate găsim ceva. Noi, practic, aici suntem căutători de comori.
Noi căutăm umorul atât de bine ascuns în grotele acestui subiect, încât simțim nevoia să săpăm în continuu. Sunt un miner al umorului deja. Am fost o pereche încălțată pe dos. Bine, mărginene! Tu stângu pe dreapto, eu dreaptul ce nu am vrut schimbat și până la urmă mai bine descurț decât încălțat. Foarte frumos, nu am fost o pereche cu ceva. Dacă se naște un alt Carlos Dreams aici, leșin. O bară, două, trei și dragostea s-a transformat ca dintr-un sănătos într-un șchiopătat elefant. Așa că hai să facem, hai să facem. Eu dă-te la sentimentul, Bendeac. Ce-a zis? Să facem. Hai, mă. Și cu toții, hai să facem. Hai, mă, să facem și noi. Hai să facem. Oh, hai să facem. Hai să facem. Elefantul lui să meargă ușor. Eu n-am fost obeind. N-am fost obeind. La tine s-a întâmplat. La tine a fost genial, că tu erai cum eram eu la american ca aia. Așa erai tocmai. Până la refren îmi părea o chestie de un romantism dintre ăsta, știi? Moldovenesc. Bam! Și refrenul. Foc! Hai, toată lumea! Și în zadar, în zadar, ți-am bătut botul. Oricum în vârf, în vârf, te roade pantoful. Așa că hai să facem. Hai să facem. Hai să facem. Piciorul lui să fie comod și să-și aleagă, dar să-și aleagă perechea potrivită. S-a oprit, zici că s-a trezit. Ce-a făcut?